găsit la o nouă ediție din Viața Romilor! În această săptămână a fost marcat un moment de o importanță majoră pentru etnia romă. Pe 20 februarie a fost comemorată Ziua Dezrobirii Romilor. În prima parte a emisiunii vă invităm să urmăriți un material despre semnificația acestei zile. De asemenea, vă prezentăm mesajul transmis de reprezentantul minorității rome în Parlamentul României cu prilejul acestui eveniment. Totodată, vă oferim în exclusivitate imagini de la semnarea unui protocol de colaborare între reprezentanții Partidei Romilor și cei ai Uniunii Internaționale a Romilor. Mai multe detalii despre scopul și beneficiile acestui parteneriat aflați de la invitații noștri, deputatul Daniel Vasile și președintele Uniunii Internaționale a Romilor, Dorin Cioabă. Rămâneți aici, începe o nouă ediție din Viața Romilor! Decupate parcă dintr-un atlas îngălbenit de istorie, cuvintele rob sau robie își găsesc cu greu loc printre înțelesurile cotidiene ale unei societăți tot mai grăbite, obișnuită să creadă că, deși poate realități, ele nu s-au întâmplat niciodată. Nimic mai fals, atât timp cât o parte semnificativă a societății noastre, minoritatea romă, a purtat secole întregi această povară. În vremuri în care singura categorie cu adevărat liberă era clasa feudală, viața robilor țigani de la curțile domnești, boierești sau mănăstirești se desfășura în ritmuri cotidiene greu de conceput în zilele noastre. Ținuți în condiții mizere și folosiți ca slugi sau meșteșugari, țiganii aveau însărcinări dintre cele mai diverse: grădinar, pădurar, agricultor, vizitiu, sticlar, tâmplar, cărămitar, țesător, croitor sau cizmar. Comparați cu orice alt bun mișcător din proprietatea stăpânului, robii țigani puteau fi oricând vânduți, lăsați moștenire cuiva, schimbați, bătuți sau pedepsiți oricum, fără ca nimeni să dea socoteală nimănui. Lipsiți de libertate personală, robii țigani se puteau căsători doar cu acordul stăpânului, iar căsătoriile cu oameni liberi erau interzise. Sensibil la frumusețea țigăncilor, stăpânii profitau adesea de statutul sclavelor, abuzând de cele tinere. Și chiar dacă proprietarii de țigani nu aveau drept de viață și de moarte asupra robilor lor, prejudecățile cu privire la condiția inferioară a țiganilor erau atât de puternic înrădăcinate în mentalități, încât justificau condiția de robi la care erau supuși. Februarie 1856 a fost pentru romii din România ziua eliberării din sclavie. După secole întregi în care robii țigani au suferit orori ce nu pot fi descrise în cuvinte, drumul lor spre libertate a fost deschis prin legiuirea pentru emancipația tuturor țiganilor din Principatul Românesc. Actul normativ promulgat de domnitorul Barbu Știrbei a fost realizat pe baza unui text întocmit de Petre Mavrogen și Mihail Cogălnicianu. 155 de ani mai târziu, data de 20 februarie a fost declarată oficial Ziua Dezrobirii Romilor din România, prin legea numărul 28 din 11 martie 2011. Pe 20 februarie, de la tribuna Parlamentului României, reprezentantul minorității romilor, deputatul Daniel Vasile, a subliniat semnificația majoră a comemorării dezrobirii romilor, dar și necesitatea cunoașterii realității istorice și efectelor sale ulterioare. Robia a fost desființată. Cu aceste cuvinte, la 20 februarie 1856, se deschideau lucrările adunării legislative pentru legiferarea actului de eliberare din sclavia romilor. Act ce a consacrat finalizarea procesului de eliberare din sclavia romilor din țările române. Evenimentul nu a fost rezultatul unui accident istoric, ci reprezintă o etapă în cadrul unui îndelungat proces de emancipare a romilor din sclavie. În fostele principate române, dezvoltarea economică și socială s-a realizat și cu ajutorul nemijlocit al muncii neremunerate a sclavilor romi. Contribuția romilor la dezvoltarea societății este necunoscută sau minimalizată. Parlamentul României a adoptat în anul 2011, la inițiativa domnului deputat Nicolae Păun, reprezentantul minorității romilor în Parlamentul României,
Legea numărul 28 din 2011, prin care ziua de 20 februarie este declarată zi națională pentru comemorarea dezrobirii romilor din România. Au trecut 163 de ani de la eliberarea din sclavia romilor, însă nici până astăzi Biserica Ortodoxă Română nu și-a asumat public acest episod al istoriei naționale, deși pe parcursul a 500 de ani a deținut în proprietate sclavi romi. Avem nevoie de astfel de gesturi, ca să ne împăcăm cu trecutul, cu istoria și cu momentele nefaste ale poporului nostru. Necunoașterea reciprocă conduce la cultivarea unui sentiment de nesiguranță care alimentează prejudecățile și intoleranța și, în final, manifestările de ură, discriminare și rasism. Îmi exprim îngrijorarea pentru faptul că excluderea socială a romilor și discriminarea atârnă încă mai greu decât orice inițiativă de integrare a romilor. Marginalizarea și excluderea socială a romilor au creat un important decalaj socioeconomic între populația majoritară și minoritatea romilor. De curând, un nou eveniment a fost adăugat pe agenda culturală din viața romilor. Președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa a primit la București vizita reprezentanților Asociației Internaționale Romani Union în vederea semnării unui protocol de colaborare. Obiectivul acestuia este reprezentat de elaborarea și implementarea unor acțiuni, programe și proiecte destinate incluziunii sociale a romilor și a grupurilor vulnerabile din România. Prin semnarea acestui parteneriat, Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa, și Dorin Cioabă, președintele Asociației Internaționale Romani Union, au deschis un nou drum în direcția promovării și susținerii culturii, limbii și tradițiilor rome la nivel internațional și național. Cele două părți s-au angajat astfel în dezvoltarea și promovarea unor viitoare acțiuni comune pentru combaterea discriminării și incluziunea socială a populației de etnie romă. La semnarea protocolului au fost invitați să participe Daniel Vasile, deputat pentru minoritatea romă, precum și prim-vicepreședintele Partidei Romilor Pro Europa, Cătălin Manea. Pornind de la prevederile strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2014-2020, semnarea protocolului demarează implicarea comună a celor doi parteneri în promovarea schimbului de experiență. Sunt vizate în mod direct domeniile economiei sociale și a dezvoltării locale și regionale. Este precizată de asemenea implementarea unor programe educaționale și culturale cu impact asupra opiniei publice, dar și asupra factorilor decizionali implicați în combaterea discriminării pe criterii etnice. Punctele esențiale ale protocolului se axează pe crearea unor proiecte pentru susținerea în școli a copiilor și elevilor proveniți din medii defavorizate. Este necesară dezvoltarea unor programe educaționale pentru reducerea abandonului școlar și creșterea participării școlare, îndeosebi în mediul rural. Recuperarea școlară și alfabetizarea pentru copii, dar și pentru adulții proveniți din medii defavorizate, sunt totodată măsuri menite să reducă riscul de excluziune socială. Latura culturală a parteneriatului prevede derularea de acțiuni publice pentru promovarea și susținerea culturii romani, marcate prin evenimente dedicate prezentării costumelor și a folclorului tradițional. Același protocol prevede organizarea unor festivaluri naționale și internaționale ale culturii romani, prin care vor fi prezentate meseriile și produsele meșterilor romi, artă culinară, precum și originile și valorile culturale ale comunităților de romi. Se vor desfășura ateliere meșteșugărești pentru prezentarea obiceiurilor transmise din generație în generație. De asemenea, un punct important în cadrul protocolului semnat între cei doi parteneri îl constituie cooptarea mai multor organizații ale romilor din țară și din străinătate în vederea realizării obiectivelor propuse. Bun găsit, dragi prieteni! Suntem la finalul unei săptămâni încărcate. O săptămână în care au fost organizate acțiuni, evenimente care au avut și au legătură cu ziua de 20 februarie, ziua dezrobirii romilor. Așa este consfințită prin lege această zi. Așadar, o zi în care au fost organizate evenimente care să comemoreze, spun unii, să sărbătorească, spun alții, această zi a dezrobirii romilor. Despre acest subiect și despre un alt subiect fierbinte, cu încărcătură din viața romilor, vorbim astăzi cu domnii
Daniel Vasile, deputatul romilor în Parlamentul României. Bun venit, domnule Daniel Vasile. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Cu multă bucurie și eu vă mulțumesc că de fiecare dată răspundeți prezent invitațiilor noastre. Și domnul Dorin Cioabă, președintele Uniunii Internaționale a Romilor, sau IRU, cum este ea cunoscută. Bun venit, domnule Dorin Cioabă. Bine v-am găsit. Domnule Daniel Vasile, m-aș îndrepta către dumneavoastră pentru început. A fost o săptămână încărcată, o săptămână dedicată zilei de 20 februarie. Dezrobirea, ziua dezrobirii romilor. Cum zicem, comemorăm sau sărbătorim această zi? În primul rând vreau să spun că este o zi cu o semnificație și cu o încărcătură aparte pentru noi romii. Domnul deputat Nicolae Păun, inițiatorul legii 28 din 2011, a avut această inițiativă legislativă și a intitulat această lege ca fiind zi de comemorare. Și din punctul nostru de vedere al Asociației Partida Romilor, din punct de vedere al președintelui organizației, domnul Nicolae Păun, este un titlu just, echitabil, în sensul că noi comemorăm și nu sărbătorim dezrobirea romilor și o să încerc să explic de ce. Noi comemorăm această dată și nu sărbătorim, așa cum ar fi normal, firesc, pentru că perioada asta de sclavie a romilor, de 500 de ani, de aproximativ 500 de ani, da, este o perioadă în care viața romilor a fost suprimată. Adică romii, de la prima atestare istorică, 1385, este vorba de un hrisov domnesc al domnitorului Dan Vodă, în care se vorbește de o danie de 40 de sălașe de romi, danie încuvințată de domnitorul Vladislav în urmă cu 20 de ani, mănăstirii Tismana. Romii în această perioadă de 500 de ani au fost transformați de către stăpâni, biserică, repet, domnie și boieri, în simple obiecte. Viața romilor era tranzacționată. Stăpânul avea drept de viață și de moarte. Căsătoriile erau strict reglementate. Copiii născuți în afara căsătoriei erau luați de la sânul născătoarei și încuvințați altor familii. Romii nu se puteau căsători între ei decât cu acordul stăpânilor. Dacă stăpânul era diferit, stăpânii erau diferiți, trebuia acordul ambilor stăpâni ca să poată să căsătorească. Mai mult de atât, copiii născuți și în anumite zone din cele trei principate, copiii născuți după vârsta de 5 ani erau luați de la familie și încredințați altor familii decât romi. N-aveai voie să vorbești limba, n-aveai voie să îți exerciți profesiile. Erau o serie de restricții care îi transformase pe romi în obiecte de tranzacționare. Adică erau vânduți la târg ca și vitele. Erau vânduți pe niște mai mult, în 1818, codul penal stabilea foarte clar că orice rom sau toți romii născuți se nasc robi. Stăpânul avea drept de viață și de moarte. Avem o istorie a României, dacă vorbim de actuala istoria României, care este scrisă de învingători. Pentru că în cazul romilor nu există holocaust, există genocid, dacă nu știai. Documentele statului român, istoria statului român, vorbește de genocid. Chestiune care nu e echivalentă cu holocaust. În cazul romilor, nu e echivalentă în mintea majoritarilor. În cazul romilor, nu există robie, nu există sclavie, există robie. Deci nu trebuie să mistificăm adică istoria. Încep să se îmblânzească, încearcă să micșoreze, să minimalizeze cumva. Vor să spună că, de fapt, robia e altceva decât sclavie. Dar după cum am făcut mențiunile respective, avem aceeași și același tip de reglementare. Statutul e același, practic. Drept de viață și de moarte. Adică dacă în America, în America de Nord și în America de Sud, discutăm despre sclavie în sensul că stăpânul avea drept de viață și de moarte și nu era o infracțiune, o crimă să suprim viața unui sclav, același regim îl regăsim și în fostele principate române când vorbim despre robie. Dar nu a fost o robie, a fost în adevăratul sens al cuvântului o sclavie. Mă uitam la domnul Ceapă ceva mai devreme și nu știu de ce am sentimentul că romii căldărari pe care în fapt îi reprezentați fac parte din categoria romilor liberi dintotdeauna. Așa sentiment de libertate îmi inspiră mie acești oameni. Am putea să spunem că a fost un regim mai blând puțin, dar nu au fost liberi nici ei. Numai că din cauza meseriilor, pentru că romii căldărari
erau de foarte mare ajutor boierilor, oamenilor, gospodari, pentru că făceau acele unelte, făceau acele vase necesare în gospodării. Într-adevăr, și eu sunt în același sentiment cu domnul deputat, pentru că nu este o sărbătoare, pentru că ceea ce li s-a întâmplat romilor, fie în situația Holocaustului sau în situația robirii, romii, într-adevăr, au avut și, să spunem, tratamente speciale, dar tot la fel au fost și asupriți mai mult decât ceilalți. Am înțeles. Iată un punct în care sunteți în asentiment. Prezența dumneavoastră în acest platou se datorează unui fapt, eu l-aș numi inedit, s-ar putea să mă contrazic singur sau să fiu contrazis de fapte, și anume un protocol realizat între Asociația Partida Romilor Pro Europa și Uniunea Internațională a Romilor, a cărei președinte sunteți. Sau, mă rog, putem zice invers, între IRU, Uniunea Internațională și Asociația Partida Romilor. Haideți să vorbim câteva minute despre acest protocol. Până la pauză, câteva minuțele sunt, și apoi în partea a doua emisiunii să dezvoltăm un pic acest subiect. De fapt, care este rostul acestui protocol? Uniunea pe care eu o conduc și din care fac parte mai multe organizații ale romilor, am ajuns la următorul consens în a găsi o cale să ajutăm mai bine comunitatea de romi. Și așa cum este bine știut lucrul acesta, că noi întotdeauna am fost puțin dezbinați, liderii organizațiile romilor, și lucrul acesta n-a adus o bunăstare sau ceea ce ne-am fi dorit noi într-adevăr să realizăm. Și iată-ne că după aproape 30 de ani de când vorbim despre la Revoluție încoace, sunt și multe realizări pe care s-au făcut, dar avem și multe lucruri pe care încă nu am apucat să le bifăm. Iar eu cred că ceea ce s-a întâmplat în luna decembrie, atunci când am stat de vorbă cu domnul președinte Păun și am văzut că planurile noastre coincid și vrem împreună să facem ca lucrurile să se reașeze și să fie, dacă vreți, ceea ce s-a vrut la început. Partida Romilor a fost înființată, poate mulți nu știu, de bunicul meu, Ioan Cioabă, împreună cu familia Onoriu. Cu Ion Onoriu. Și acolo, în casa familiei Onoriu, bunicul, împreună cu alți lideri care astăzi nu mai sunt printre noi, dar sunt și mulți care pot confirma acest lucru, a fost înființată această prima organizație. Și de aceea am hotărât să renodăm această primă relație și, dacă vreți, să plecăm și să facem ceea ce a rămas nerezolvat de la începutul acestei organizații. Din punctul meu de vedere, această relație n-a încetat niciodată. Întotdeauna noi am colaborat, am considerat că avem foarte multe lucruri în comun. Am participat la numeroase activități, la numeroase evenimente, și când spun am participat, nu prin prezență fizică, ci prin parteneriate, prin protocoale, prin diverse forme de finanțare. Activitățile realizate de asociațiile și de reprezentanții familiei Cioabă. În primul rând, lucrul ăsta trebuie stabilit de la început. În al doilea rând, știți foarte clar că noi, la organizație, am inițiat încă din anul 2015-2016 un alt gen de politică, în sensul că am deschis organizația, am deschis porțile organizației către toate organizațiile romilor care, punctual sau într-un cadru general, vor să realizeze împreună cu Asociația Partida Romilor diverse activități, diverse acțiuni cu caracter economic, social și cultural în comunitățile de romi. Vă propun să luăm o pauză de publicitate și revenim în partea a doua pentru a dezvolta un pic
intenția acestui protocol de colaborare dintre Uniunea Internațională a Romilor reprezentată de domnul Ciobă și Partida Romilor Pro Europa și alte chestiuni conexe acestui subiect. Revenim după pauză, dragi prieteni. Nu plecați, discuția continuă, iar invitații noștri ne vorbesc despre eforturile menite să reprezinte interesele minorității rome. Revenim imediat! Am revenit, dragi prieteni, suntem la emisiunea Din Viața Romilor, în cea de-a doua parte a discuției noastre. Vorbim despre o săptămână, după o săptămână încărcată, suntem la finalul acestei săptămâni, o săptămână plină de evenimente dedicate zilei de 20 februarie, ziua dezrobirii romilor. În 20 februarie 1856 a fost semnat de către domnitorul Balbu Știrbei ultimul act care consfințea dezrobirea țiganilor, așa cum este, cum apare acolo în document, și a fost o săptămână încărcată cu evenimente care au avut legătură cu acest subiect. În platou vorbim cu deputatul romilor, domnul Daniel Vasile, și cu președintele Uniunii Internaționale a Romilor, domnul Dorin Ciobă, premieră la noi în emisiune, un reprezentant al familiei Ciobă. Prezența domniei sale în acest platou fiind prilejuită de faptul că, mă rog, o invitație a noastră în urma semnării unui protocol de colaborare între Uniunea Internațională a Romilor și Asociația Partida Romilor Pro Europa. Aș citi un pic din acest, dacă îmi permiteți. Scopul și obiectivele protocolului, scopul parteneriatului este de a contribui la promovarea și susținerea culturii, limbii și tradițiilor rome la nivel internațional și național. Și apoi sunt sigur o serie de obiective care au legătură cu acest scop general. Domnule deputat, acest scop, dacă nu mă înșel, l-am mai văzut și prin alte, în statutul altor organizații. Da. Cumva, acesta... Da, este adevărat. Este un scop cu un caracter general. Dacă vorbim de cultură, de tradiții, de promovarea culturii, de păstrarea culturii, aveți dreptate, este un scop care are un caracter general în statutul fiecărei organizații. Însă, în cadrul acestui parteneriat găsim o entitate specifică, având în vedere modul în care familia Ciobă s-a raportat față de păstrarea tradițiilor și culturii și a limbii romane. Și atunci era firesc, era specific ca această trăsătură specifică, de altfel, familiei să fie trecută în acest protocol, de... ca și un scop primordial, ca și un scop principal. Și de altfel, acesta s-ar putea să fie un deziderat al romilor, că altceva ce să soliciți decât să vrei să-ți dezvolți cultura, limba, tradițiile, să le promovezi, că aveți și scopuri politice în acest protocol? Scopurile politice, dacă... O să dăm și publicității acest parteneriat, acest protocol politic, nu există în acel protocol. Însă, dat fiind faptul că vorbim de o organizație eminamente politic și cu un obiect de activitate Partida politic, Romilor, Partida Romilor Pro Europa, sigur că n-a fost înlăturat de la masa dialogului. Nu se poate înlătura un asemenea aspect care influențează în fel și chip viața romilor și influențează viața romilor, în sens că romii fără reprezentare politică nu se pot dezvolta. Astăzi politica influențează în definitiv politicile. Astăzi cam tot ceea ce facem este legat de politică, inclusiv aerul pe care îl respirăm. Pentru că el, la un moment dat, poate fi reglementat. Aici zâmbesc un pic, dar cine știe, poate că aveți dreptate. Printr-un act politic. Dar întorcându-mă la parteneriat, așa cum am spus și mai devreme, este o stare de normalitate. Este o stare prin care organizația noastră, Asociația Partida Romilor, invită și este deschisă la astfel de parteneriate, reamintind aici și acea Federație Democrată a Romilor, inițiată de altfel de o serie și un număr restrâns de organizații care sper eu și am speranța că în acest an va fi deschisă către alte organizații, adică vom coopta alte organizații, nu noi, Partida Romilor, ci Federația va coopta alte organizații. Asta este un fel de invitație către celelalte organizații să vi se alăture, dacă să ni se alăture într-un scop comun, pentru că știți că noi la Partida Romilor spunem foarte clar că pe sărăcie nu te poți certa. Deci noi avem numai interese comune care converg
către o mai bună dezvoltare a comunităților de romi. Și nu avem interese de grup, nu avem interese care să mențină pe agendă o organizație sau alta. Spunea domnul deputat de problema culturală că familia Cioabă și reprezentanții romilor Căldărari o fac poate cel mai bine. De ce? Pentru că noi suntem singurii depozitari. Pentru că noi încă mai păstrăm aceste tradiții. Portul de haine, da. Adică în forma, bine, dumneavoastră, în forma nealterată. Nealterată, exact, da. Despre asta cu excepția bărbaților acum, pentru că dumneavoastră sunteți... Bine, și atunci nu era chiar un costum, să zicem, mai strict așa. În schimb, noi ne luptăm și romanipenul și pralipenul. Sunt două lucruri care noi încă le respectăm. Și de aceea este mai ușor să promovezi portul, tradiția noastră. Cât timp ne păstrăm cultura și tradițiile și limba, existăm. Când lucrurile acestea nu vor mai fi, atunci ne-am asimilat și nu asta. Dar ce facem atunci când vin oameni și spun, uite domnule, romii ăștia păstrează un mod de viață medieval, cutume care nu se mai practică sau care n-ar trebui să se mai practice? Ce răspundem în situațiile astea? Nu, cred că nu mai suntem la nivelul acela, să spunem că ceea ce viața pe care o practică și romii tradițional mai vine în conflict cu bunele maniere sau cu lucrurile care le știam odată. Nu. Toate lucrurile s-au modernizat. Dar totuși, asta e lupta noastră, să nu se dizolve definitiv. Știi? Nu mai să vină o modernitate, să ne adaptăm noului, dar fără a pierde ce este spațiul. Îmi vine acum în minte un lucru interesant și apropo de tatăl dumneavoastră, de Florin Cioabă, Dumnezeu să-l ierte, el este printre cei care au inițiat încheierea acestei cutume a căsătorilor timpurii la un moment dat între... Da, și eu am amendat acest lucru și vreau să vă spun că de când am propus liderilor romi, marja s-a mărit foarte mult. Deci nu mai avem căsătorii între copii de 10 ani, 12 ani, cum existau, să zic, acum 5-6 ani, 10 ani în urmă, ci marja a mers undeva spre 15-16 ani, ceea ce e un câștig, putem să spunem. Sigur, și aici e de discutat. Și aici e de discutat, dar venind de la 10 ani sau 9 ani, cum au fost niște cazuri pe la zona Moldovei, la 15-16 ani deja oamenii au înțeles. Și cred eu că cât mai timp cel mai scurt putem să discutăm și de intrarea legalitate, adică căsătoria să aibă loc undeva la 18 ani. Vor înțelege oamenii acest lucru? Au înțeles foarte mult și cu asta ne luptăm. Dar totodată, v-am zis, toate lucrurile acestea le facem ca să putem să salvăm tradiția și obiceiurile. Eu la Sibiu organizez Festivalul Internațional al Culturii Romilor, da. Și în fiecare an pe scena acestui festival invităm artiști romi din întreaga lume, formații de dans, instrumentiști, oameni de cultură, oameni care au, să zic, aceleași preocupări cum avem și noi. Și vreau să vă spun că în Sibiu, unde cultura este, să zicem, la loc de cinste și unde ediile... A fost capitală culturală europeană, da, sigur. Convețuiesc împreună. Vreau să vă spun că dă foarte bine, oamenii sunt foarte interesați de cultura noastră, de tradițiile noastre, de mâncarea tradițională. Când ziceți oamenii, vă referiți la cei care nu sunt de etnie romă. Dar cei care nu sunt de etnie romă și vizitează. Sibiu este unul din orașele vizitate. Și oamenii ne-au zis, vrem să vă cunoaștem mai bine. Este prezentă această familie încă din anii 80 în conturarea unei mișcări identitare mai mult, unei mișcări etnice a statului român, însă după anii 90, așa cum a spus și Dorin, avem o serie de activități care se duc în zona de reprezentare culturală, de reprezentare etnică a tradițiilor romilor. Acest protocol despre care dumneavoastră vorbiți are acest obiect de activitate foarte strict reglementat, în sensul că în baza protocolului s-a creat o serie și un calendar de activități pe care îl vom pune în practică în cursul acestui an,
acele activități specifice ale organizației care sunt dezvoltate de ani de zile vor fi sprijinite, de fapt ele au fost sprijinite pe parcursul timpului de organizația Partida Romilor, dar începând de acest an, aceste activități vor fi derulate în parteneriat și cu sprijinul Asociației Partida Romilor. Sigur, rămâne sarcina și obligația reprezentantului familiei Cioabă să ducă mai departe această tradiție a familiei de a organiza aceste evenimente specifice. Acest festival, de exemplu, deja e consacrat. Da, este, da, anul acesta este a șasea ediție. Și da, dacă vorbim de Festivalul Internațional. Festivalul Internațional, dar dacă vorbim despre Festivalul de la Costești, sunt deja 40 și ceva vechime, de ani. Da, mă referam la festivalul pe care de câțiva ani îl organizați, acesta cultural. Și mai citesc aici, printre obiective, promovarea și susținerea culturii romanii prin expoziție de fotografie și pictură, muzică, dansuri, dezvoltarea și implementarea unor programe de susținere în școli a copiilor și elevilor care provin din medii defavorizate, concursuri naționale romane, de costume și așa mai departe, programe educaționale de reducere a abandonului și de creștere a participării școlare, programe de recuperare școlară. Adică nu mergem numai în zona... Dar nu vi se pare normal ca în acele comunități tradiționale? În acele comunități, dacă vreți, și tradiționale și religioase, pentru că este un element foarte important despre care vom vorbi și componenta religioasă, trebuie să introducem în dialogul nostru. Sigur că da. Aceste comunități care sunt păstorite de reprezentantul familiei Cioabă și de către Organizația Internațională a Romilor, nu vi se pare normal ca să fie sprijinită activitatea acestei organizații de către Asociația Partida Romilor? Mie mi se pare normal, pe de o parte. Pe de altă parte, este foarte important să înțelegem că la nivel local ai nevoie de un reprezentant, de un lider care să fie recunoscut de comunitate. Și vorbind de aceste comunități tradiționale, vorbind de aceste comunități religioase, care, iată, au două trăsături specifice. Pe de o parte sunt tradiționale, iar pe de altă parte s-au transformat și în comunități religioase. Și un limbaj cu care trebuie să pătrunzi acolo, să zicem. Da, un limbaj adecvat, un comportament adecvat, dar mai mult de atât, ai nevoie de un om din rândul acelei comunități care vorbește aceeași limbă, care are același port, care cunoaște situația de acolo. Care mai mult de atât devine păstor al acelei comunități. Și aici o să las pe Dorin să facă referire la acest nivel și această direcție foarte importantă pe care o regăsim în comunitatea. Cât de importantă este această componentă? Pentru că ea, din câte știu eu, tatăl, Florin Cioabă, era și pastor. Da. Nu știu despre bunic, dacă avea bunicul treaba asta. Bunicul n-a fost pastor, dar el a fost unul dintre cei care a pus, să zicem, temeliile primei biserici ale romilor. Relația romilor cu biserica era una de genul, merg când se botează copilul, merg când moare cineva. De sau două, trei ori în viață, exact, să zicem. Căsătoria nu făcea parte din mersul la biserică. Romii se făceau, se știe, da, înțeleg, da, romii făceau nunta și gata, nu mergeau nici la sfat, nici la biserică. Și atunci, noi știm că fiecare popor, dacă nu are o religie, dacă nu se ghidează după bunele maniere pe care Dumnezeu le-a lăsat să le avem ca un mod de a ne îndrepta și un mod pentru care tingem să le ajungem. Și vă dați seama că romii erau de foarte multe ori înlăturați, se spunea că ei fac prăjitorii, ghicitorii. Și bunicul a vrut să schimbe foarte mult lucrul acesta și când a stat de vorbă cu niște misionari care au venit din afara țării și ne-au spus că și pentru noi, pentru romi, a murit Domnul Iisus Hristos și că dacă vrem să cunoaștem și latura aceasta, și atunci pentru prima dată au fost distribuite Biblii de familia Cioabă oamenilor din comunitate. Omul, întorcându-se la Dumnezeu, s-a îndreptat și oamenii care beau, erau băutori, dădeau toți banii pe băutură, luau alocația de la stat pentru copii, mergeau la restaurant, beau. Oamenii ăștia s-au lăsat de băutură, s-au schimbat comportamentul, banii au rămas în familie, banii europeni și toate instituțiile n-au reușit ceea ce a reușit biserica.
Biserica... Aici e cea mai mare schimbare. Cea mai mare schimbare. Te duci într-o comunitate unde oamenii erau răi și unde nu puteai să intri. Acum vezi că au Biblie în mână. Acum vezi că laudă pe Dumnezeu. Și noi am tras mai mult pe zona asta. Pe zona asta. Să dezvoltăm biserici, să le învățăm pe oameni să se roage, să plantăm biserici. Și de aceea vă spun că în cadrul acestor biserici am vorbit cu domnul deputat și împreună și cu domnul președinte Păun. Bisericile acestea este o primă formă de organizare. Deci există un sediu, acolo unde se strâng un loc unde se strâng oamenii. Acolo, de aceea am pus și acea și am stipulat acolo că vrem să ajutăm copiii. Copiii pot să-și facă și temele acolo în biserică. Dacă noi dezvoltăm anumite proiecte, copiii poate să facă after school în biserică. Părinților li se comunică mult mai bine de la anvon decât de predicator să-și lase copiii la școală, să lasă pe copii în tabere, să lasă... Primesc altfel mesajul. Altfel mesaj. Noi când spuneam membrilor din comunitate, lasă-ți copilul la școală, și el venea și spunea, dar de ce să-l lasă la școală? Păi cum, trebuie să învețe. Pe ce? Lasă că nu-l fac eu inginer, că nu-l fac eu doctor, că nu... E, acum, într-o comunitate în care sunt creștini, îi spun, lasă copilul să meargă la școală. Și ei, știi ce spun? Da, pentru că avem nevoie să ne citească Biblia. Suntem la finalul emisiunii. O primă acțiune foarte concretă pe care o veți face în viitorul imediat, referitoare la, sau ca o prelungire a acestui, sau materializare a acestui protocol. În primul rând, având în vedere agenda și vremea în care ne aflăm, prima acțiune comună pe care am putea să o facem și de propunere este ziua de 8 aprilie. Ziua Internațională a Romilor. Ea a fost, după cum bine știți, adoptată la primul congres al asociației, al organizației IRU. Și este de altfel și ziua, la inițiativa fostului deputat Nicolae Păun, consfințită ca ziua romilor din România, sărbătoarea etniei romilor din România. Da, corect. Da, și de aceea cred că fie la Sibiu, urmează să vedem, fie la Sibiu sau la București, sau și la București și la Sibiu, așa cum în fiecare an am încercat să organizăm câte ceva, probabil că anul acesta împreună vrem să fim mai vizibili, să vadă oamenii că această zi reprezintă foarte mult pentru comunitatea de rom. În ziua de 8 aprilie s-a adoptat imnul, steagul, și tot ceea ce avem noi. Imnul romilor, steagul romilor, da. Deci la o primă acțiune avem în urma acestei zile de 8 aprilie. O primă acțiune concretă așadar va fi materializată în elaborarea, organizarea unor evenimente în această zi de 8 aprilie. Vă mulțumesc, suntem la finalul emisiunii, poate cu altă ocazie discutăm să mai dezbatem, să vedem, da, ce se mai întâmplă cu și acest protocol. Am vrut numai să dau pe latura politică, dacă există un parteneriat între noi și Partida Romilor, normal că organizațiile care sunt în organizația IRU și bisericile și toți care fac parte din această grupare vom merge în alegeri împreună cu Partida Romilor, sau susținem oamenii și vrem ca împreună fiecare să meargă cum știe mai bine, partea politic, partea culturală, partea religioasă, să avem anumiți piloni în această organizație pe care Dumnezeu a creat-o pentru noi, Partida Romilor, și împreună să găsim bunăstarea și politică, și socială, și religioasă. Cumva cu această mențiune le-ați răspuns celor care cu siguranță își puneau întrebări legate de această colaborare și pe zona politică. Încă o dată vă mulțumesc și vă doresc mult succes, să fie într-un ceas bun această reînfrățire sau această, mă rog, această materializare, cum a zis dumneavoastră la un moment dat, domnule deputat, a unei prietenii și a unei frății care durează de mulți, mulți ani. Dragi prieteni, se întâmplă multe lucruri interesante în lumea romilor, de aceea vă invităm în fiecare sâmbătă și duminică dimineață de la ora 9 să vedeți cum decurg aceste lucruri, cum se întâmplă, cum merge viața romilor. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate.
Teatrul Excelsior a fost de curând scena desfășurării unor importante evenimente culturale pentru etnia romă. Centrul Național de Cultură a Romilor Romano Cher a ținut să marcheze în acest spațiu prin excelență culturală un eveniment cu o puternică încărcătură istorică pentru identitatea minorității. Data de 20 februarie 1856, ziua dezrobirii romilor, a fost comemorată în foaierul Teatrului Excelsior printr-o expoziție inedită cu documente de arhivă din perioada robiei, urmată de lansarea volumului Sclavia Romilor în Țara Românească, publicat de editura Centrului Național de Cultură a Romilor. Astăzi am pregătit câteva lucruri, cred eu, importante pentru celebrarea dezrobirii romilor. O expoziție cu documente de la Arhiva Națională de Stat, care atestă perioada robiei romilor, vorbește despre cum erau tratați romii în acele vremuri. Avem o lansare de carte scrisă, o carte scrisă de colegul nostru, Adrian Nicolae Furtună, despre sclavia romilor, despre care o să spun autorul în câteva momente câteva cuvinte. Și încheiem seara cu piesa de teatru Marea Rușine, produsă de Centrul Național de Cultură a Romilor, regizată de Alina Șerban, cu câțiva actori foarte importanți pentru cultura romă, Sorin Sandu, Doinița Oancea, Oana Rusu, toți actori cu vechitate ale actorii. Lucrarea Sclavia Romilor în Țara Românească, lucrare la care am început să lucrez din anul 2015, prezintă fragmente de istorie socială referitoare la sclavia romilor în Țara Românească. Sunt cereri de dezrobire ale robilor, sunt unele fragmente din procesele pe care robii le purtau cu stăpânilor pentru dezrobire. Lucrarea conține 40 de documente, este un număr mic, aș putea spune, baza de date cu documente online pe care noi am realizat-o, Sclavia Romilor, poate fi accesată online de pe site-ul nostru cncr.gov.ro. Conține 800 de documente de arhivă extrase din aproximativ 20 de fonduri mănăstirești și nu numai. Trebuie să amintim că în anul 2011, la inițiativa președintelui Partidei Romilor, Nicolae Păun, deputat în acea perioadă, Parlamentul României a adoptat o lege prin care această zi este recunoscută oficial de statul român ca fiind ziua de comemorare a dezrobirii romilor. Este extrem de important, chiar și un astfel de gest mic, aș spune eu, pentru o perioadă de robie atât de lungă pentru romi, un astfel de gest, fie el cât de mic, este un gest de recunoaștere din partea statului român pentru ceea ce romii au reprezentat sau pentru situația romilor din Evul Mediu și până către sfârșitul secolului al XIX-lea. Este ziua libertății. În epocă așa s-a folosit termenul de libertate pentru ceea ce s-a petrecut atunci. A fost ziua în care ultima categorie de robi a fost emancipată. Este și o zi mare în istoria țării. Dacă istoria merge în direcția libertății și libertatea este valoarea supremă a omenirii, cel puțin pentru civilizația noastră europeană, momentul acesta al dezrobirii țiganilor din România este un eveniment mare care se încadrează în această evoluție generală a țării. Cred că este important să ne punem întrebarea dacă sclavia, cele 5 secole de sclavie, au avut și un impact în ceea ce privește mentalul colectiv al romilor. Cred că robia are încă efecte și astăzi, nu doar în plan social, pentru că situația socială a romilor încă poate fi îmbunătățită, dar cred că avem foarte mult de lucru și în ceea ce privește stima de sine. Suita evenimentelor dedicate comemorării zilei dezrobirii romilor a culminat cu premiera pe scena Teatrului Excelsior a piesei Marea Rușine, primul proiect de teatru realizat de o femeie romă. Opera dramatică este prima care tratează istoria robiei romilor, precum și implicațiile sociale ale celor peste 5 veacuri de sclavie. Mâine îi veți putea urmări pe artiștii protagoniști ai piesei Marea Rușine într-o ediție specială a emisiunii Din Viața Romilor.